Ucraina a modificat condițiile de acces pentru cetățenii străini. Noile reguli vor fi valabile până pe 28 septembrie. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, recent autoritățile de la Kiev au decis să extinde lista rudelor cetățenilor ucraineni care pot intra pe teritoriul acestei țări. Astfel, în lista au fost incluși și bunicii. De asemenea, în următoarea perioadă va fi permisă intrarea pe teritoriul Ucrainei a studenților. Rămâne însă interzisă intrarea străinilor și a apatrizilor pe teritoriul Ucrainei în cazul călătoriei cu scop de tranzit, cu excepția șoferilor și a cazurilor cu caracter umanitar. Străinii și apatrizii care intenționează să traverseze frontiera ucraineană trebuie să dețină o poliță de asigurare emisă de o companie de asigurare înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străine, cu reprezentanță în Ucraina, care să acopere costurile asociate tratamentului COVID-19. De asemenea, persoanele care întrunesc condițiile de intrare în Ucraina urmează să prezinte la punctele de trecere rezultatul negativ al testării la COVID-19 prin metoda PCR.